Cred că aceste alegeri nu sunt despre pact, nu sunt despre alte partide, nu sunt despre Sebastian Burduja sau Andrei Carabelea sau Vișinel Bălan sau orice alt candidat integru pe care îl veți vedea pe buletine de vot. Sunt despre fiecare dintre noi, cetățenii acestei țări. Și întrebarea fundamentală pe care cred că trebuie să ne punem e simplă. Am depus armele sau continuăm să luptăm? Dacă depunem armele, să fie clar pentru toată lumea, facem jocul celor care ne-au adus azi unde suntem. Noi propunem o altă variantă, să luptăm în continuare, să alegem oameni de care cu adevărat să fim mândri și care să ne ducă acolo unde România merită. Noi spunem România pe bune, România pe merit, România fără impostură, România pe care ne-o dorim de 27 de ani și pe care împreună o putem construi.